Ce machiaj să aplici pentru o întâlnire informală? O întâlnire obișnuită este întotdeauna amuzantă și mai mult ca sigur că te vei distra de minune în compania lui, deoarece amândoi vă veți simți confortabil. Asta nu înseamnă să apari în haine foarte sport și nemachiată. Această ținută ar fi potrivită pentru schi sau ceva similar, dar nu pentru o întâlnire romantică. Ținând cont de sfaturile care urmează, vei arăta perfect la întâlnirea ta. Pasul 1. Hidratează-ți fața. Nimic ieșit din comun, trebuie doar să te asiguri că fața ta nu este deshidratată sau despoimată. Poți folosi gel cremă pentru refacerea hidratării cu ceai verde de la Elizabeth Arden. Pasul al doilea. Aplică puțin corector pe petele micuțe sau coșuri. Nu te lăsa purtată de val, dacă aplici prea mult corector, acesta va deveni vizibil, iar fața ta va fi plină de pete. Recomand corector pentru netezirea liniilor de la clinic. Pasul 3. Folosește un fond de ten mineral și uniformizează-le frumos. Foarte multe fete vor să arate mai bronzate decât sunt în realitate, dar băieții observă acest lucru. Vei arăta mult mai frumoasă și naturală în cazul în care alegi culoarea potrivită și nu folosești prea mult. Folosește Skin Illusion pudră pulbere cu extracte de minerale și plante de la Clarins pentru un ten mai frumos. Pasul 4. Ia un creion pentru sprâncene și definește-ți delicat sprâncenele. Acest lucru îți va face ochii să pară mai mari și mai bine definiți. Dacă ești blondă sau rășcat deschis, folosește o nuanță mai închisă pentru sprâncene, iar dacă ești brunetă sau rășcat închis, alege o nuanță mai deschisă. Folosește creion pentru sprâncene cu perie de îngrijire de la Laura Mercier. Pasul 5. Aplică o nuanță mai deschisă de fard de ochi pe întreaga pleoapă și pe colțul interior al ochilor. Acest truc îți va face ochii pur și simplu mai frumoși și mai luminoși. Pentru un aspect mai bine definit, alege o nuanță de maro deschis sau gri și aplică-o pe colțul exterior al ochilor și pe pliul pleoapei. O alegere bună este fardul de ochi dublu de la NARS. Pasul 7. Conturați delicat linia superioară a genelor și linia apei cu maro sau negru. Dacă alegi negru, nu îngroșa conturul foarte tare. Alege de Baby Doll contur de ochi de la Yves Saint Laurent. Pasul 8. Ondulează-ți genele. Îți poți curba genele cât de mult dorești. Pasul 9. Aplică niște bronzant. Dacă ți dorești ca fața ta să arate puțin mai definită sau să pară mai subțire, recomand pudră bronzante fără ulei de la Shiseido. Pasul 10. Fardul de obraz este obligatoriu, așa că nu uita de el. Aplică delicat pe obraj un fard roz deschis, estompându-le către linia părului. Pasul 11. Dacă ochii au un machiaj mai elaborat și intens, nu aplica un ruj închis la culoare. Pasul 12. Ondulează-ți părul, dacă dorești. Pasul 13. Aplică un parfum ușor. O loțiune parfumată sau apă de toaletă ușoară ar fi alegerea perfectă. Găsești mult mai multe cosmetice și parfumuri la cel mai bun preț pe strawberrynet.com, cel mai bun magazin online de frumusețe.